FC Clinceni e o echipă cu stea în frunte, cel puțin așa a fost la meciul cu Sport Clubul. Se poate spune și așa, dar nu trebuie să omitem faptul că am întâlnit o echipă cu experiență, o echipă cu un an de omogenitate în Liga a doua, o echipă care își propune anul acesta promovarea. Nu se poate de două ori în aceeași seară. Dar sunt două sporturi diferite, de ce nu? Poate. Da. Loteria e loterie, fotbal e fotbal, dar uite că de multe ori șansa este cea care în fotbal de învingător. Și exact cum au recunoscut mulți oameni după meci, inclusiv adversarii, că a fost un rezultat nedrept. Dar asta este fotbalul. S-au învins singuri 4 greșeli individuale pentru care au plătit cu 4 goluri. Trebuie să învățăm din aceste greșeli și vă spun că în urma analizei făcute, video ieri, jucătorii au înțeles, chiar dacă unii nu le-a convenit, dar asta e realitatea, trebuie să o privim pentru că am pierdut doar o bătălie, nu un război. Corect. Sunt foarte optimist pentru că mi-au arătat... Este foarte lung, mai sunt 23 sau 22 de etape, depinde de prezentarea sau neprezentarea celorlalte echipe. Nota 10 pentru publicul Băcăuan. Vreau să le mulțumesc pe această cale pentru că au fost alături de noi la acest debut în Liga a doua și chiar în unele momente mai delicate ale noastre ne-au încurajat. Și la finalul meciului au fost alături de dumneavoastră. Da, i-am văzut aplaudând după anumite faze. Oamenii cunoscători de fotbal chiar au aplaudat. Apreciez foarte mult publicul spectator pe toate atitudine, inclusiv din primul minut de la sfârșit, când au luat și aplaudat echipa noastră și echipa oaspete, fără nicio cuiduială, fără nicio înjurătură.